Liste. Lista este o colecție de elemente caracterizată printr-un prim element, un ultim element și o modalitate de a trece de la un element la altul. Exemple de liste. Într-o localitate franceză, lista de cumpărături corespunzătoare unui magazin alimentar, unei epicerii pe coloana a doua, prevede căutarea unor articole precum paste, orez, piure, griș, făină, linte, condimente, sare și piper, muștar. Setările Windows. Listele inteligente sunt compuse din elemente numite task-uri, numite sarcini. Aplicații precum AnyDo, Evernote, Todoist creează liste, setează alerte, urmăresc sarcinile și salvează informațiile în pagini web. Alături de Google Keep, aplicația To-Do de la Microsoft oferă posibilitatea de partajare a listelor de sarcini. Cu Microsoft Office Word. Interfața aplicației se compune din file atașate elementului panglică. Filele conțin grupuri, grupurile conțin butoane. Iată butonul listă marcată, vecin cu butonul listă numerotată. Lângă aceste două butoane, observăm butonul indentare listă la dreapta, indentare listă la stânga. Categoria listelor marcate. Iată un exemplu de listă marcată cu imaginea planetei Saturn și un alt exemplu de listă marcată cu ajutorul unui simbol extras din galeria de simboluri WebThings. Pe listă începe cu selectarea unei porțiuni de text compuse din paragrafe, din linii finalizate cu Enter. Iată selecția despre care vorbeam. Clic pe butonul listă marcată. Dintre marcajele din galerie vom alege marcajul cerc. Cu ajutorul butoanelor din rigla orizontală, reașezăm textul în pagină. Definim un nou marcaj cu ajutorul filei butonului Picture, imagine. Cu cheia de căutare Planet, selectăm imaginea planetei Saturn. Ok, lista noastră este finalizată. Încă mai putem aplica formatări privind dimensiunea marcajului dorit. Selectăm din nou zona de text pe care dorim să o transformăm într-o listă. De această dată vom defini un marcaj grafic sub forma unui simbol accesat în galeria WebThings. Putem alege și WinThings 1, 2 sau 3. În această galerie avem la dispoziție numeroase forme, căști, computere,
imaginea Giocondei, autobuz școlar, vom alege această rețea, această pânză de păianjen. Formatăm simbolul cu o dimensiune de 28 de puncte, cu o culoare maro, cu un accent și iată rezultatul. Reglaje cu ajutorul butoanelor de indentare, indentare specială pentru prima linie sau indentare la stânga. Intrăm în partea a doua lecției, în categoria listelor numerotate. Ne propunem să realizăm o listă conform modelului afișat în partea dreaptă. Deschidem un document Word. Alegem aspectul Universe. Pentru text stabilim dimensiunea 28 de puncte, culoarea verde. Lista lui Moș Crăciun. Finalizăm cu Enter această linie, acest paragraf. Am scris familie, am apăsat tasta Enter. Am scris prieten, am apăsat tasta Enter. Procedăm la fel și cu paragraful colegi. Am selectat aceste trei linii, aceste trei paragrafe pentru a schimba culoarea lor. Am evidențiat pictograma P, cu butonul P, paragrafele create. Ele vor deveni elemente din listă și am și numerotat lista cu ajutorul simbolurilor romane. 1 roman, 2 roman, 3 roman, etc. Edităm lista lui Moș Crăciun. Lista cu daruri pentru membrii familiei, pentru prietenii familiei și pentru colegii de la școală. Am folosit butonul indentare la dreapta pentru a deplasa o porțiune din listă, astfel încât ea s-a renumerotat automat cu ajutorul literelor mici ale alfabetului englez. A, B, C, D, E sunt literele alese pentru sublista subordonată listei principale. Caractere italice, redimensionăm. Selectăm această sublistă, o copiem, iar apoi o lipim, așa precum un corp nou de listă, în celelalte categorii. Desigur că urmează să personalizăm aceste subliste. O numerotare cu ajutorul numerelor arabe, și încă o numerotare, o listă numerotată cu ajutorul numerelor romane minuscule de această dată. Iată și outline, adică culoare de contur pentru text. Alegem culoarea roșie. Ea este culoarea cea mai potrivită alături de verde. Un alt contur artistic de această dată pentru pagină.
am creat un chenar de pagină de această dată utilizând fila design, în traducere fila proiectare, pentru lista noastră. Continuăm cu informații utile listei. Suntem în categoria prieteni și pentru Vali vom pregăti în sacul moșului o pereche de șosete. Sesiune de autoevaluare. Tehnoredactați următorul document precizând câte liste sunt subordonate listei principale. Vă mulțumesc!